la 402. Pentru cine sună clopoțelul? Oh! Hei, hei, care este scorul? Nu știu. Oh, da, așa e, este 4-3 pentru mine. Nu-i așa? Este 6-5 pentru mine. Dar tocmai ai spus că nu știi. Asta era înainte ca tu să spui. Bine, bine, este 5-5. L-am păcălit. L-am păcălit. Ce sunt? Frumos joc, ai pierdut. Hai, Zec, de-abia am început. Și tu acum o să stai pe bară. Nu înțeleg de ce ai vrut să pleci așa de repede. Eram gata să-l bat. Ce? Erai la jumătatea drumului în timp ce eu îl băteam pe Zec de-i suna apa în cap. Ce? Ceva nu se potrivește. Eu sunt cel care câștigă întotdeauna. Asta pentru că toți cred că suntem cei mai buni. Ce? Ei și n-avem noi. Ei bine, pentru începători, curtea în care jucam și rachetele noastre. Da, bine, dar ce altceva? Tocmai începe. Nancy, poți să vii un minut? Vorbesc la telefon. Liniște, liniște, că vine. Când în dușul unui single, sună clopoțelul. Aplauze pentru Amber Amberton. Te iubesc mult, Amber. Bravo, Amber. Să fim destinați unul altuia. Dacă a fi să depinde cineva, haide, sunați din clopoțel! Îmi place noul ei look. Îmi place cântecul. Îmi place cum sună. Nu șapte, nu șapte, nu ești nouă, 100. Tot nu înțeleg ce are așa de special. Nici eu. Hai să terminăm jocul. Voi câștiga cu 9-8. Nu, eu câștigam 10-9. Nu? Și asta ce ar trebui să fie? Ce ar trebui să fie? Știu eu ce sunt. Vătuțe! Vreți să vă spun ceva, băieți? Arătăm exact ca Amber Amberset. Oh, da, chiar arătați. Vă lipsește șarmul lui Amber. Acum știu de ce mama spune că fetele trebuie să se mărite cu cineva mai în vârstă. Tema, vă rog. Mulțumesc, Charlie. Mulțumesc, Freddy. Mulțumesc, Arthur. Mulțumesc, Amber. Mulțumesc, Amber. Mulțumesc, Amber. Oh, uite, a mai rămas doar o banană. O vreau eu. Bine, iată. Pierdută pentru totdeauna. Hei, Zec, vrei să stai cu noi? Mai e loc. Hei! Bună, Zac. Deci, Zec, vrei să vii la petrecerea mea? Petrecere? Suntem invitate? Deci, vrei să vii, Zec? Asta e! Știu de ce are succes! De ce? Cercei! Acum înțeleg! Îmi place părul!
Și mie îmi place al tău. Mama s-a ocupat de iepuraș, iar tata s-a ocupat de reverențe. M-am trezit la 5. Șmecheria e să o faci cu o noapte înainte și să dormi în picioare. Bună idee! Chiar ai ploapele grele? Desigur! Mama mi-a luat gene false foarte dese, la fel ca cele pe care le poartă Amber în ultimul ei videoclip. Am văzut în documentarul despre Amber că verifică întotdeauna dacă are destul ruși pe buze sărutându-și mâna. Super! Arată bine! Da, dar acum ai nevoie de mai mult ruj. Nu mișca! L-am prins! Credeam că am scăpat de păianjen în ultima serie de prăjituri. Păianjen? Nu era un păianjen. Erau genele mele. Arăți bine! Mamă, ce-mi place părul tău! Ce frumos e! Vrei să joci basket? Sigur! Oh, Nancy? Ce? Nu poți juca! De ce? Fusta? Nu contează! Ia ghiciți, o să ne punem cercei. Wow! Super! Nu credeam că sunteți așa de tari. Nu eram, asta pentru că ne găuream urechile. Ne gândeam să ne punem cercei și în buric, dar singurele care le-ar fi putut vedea erau mamele noastre. Hei, băieți, ghiciți! Știți, domnișoară Graves, sunteți o profesoară excelentă, dar dacă vreți să avansați ca vicedirectoare, aș vrea să vă sugerez ca să înțelegeți cum să vă spun. Eu am auzit că cineva a fost lovit de un autobuz și astfel ați primit postul. Ei, bine, nu toată lumea are un asemenea noroc. Ar trebui doar ca să... Ce se întâmplă? Ce caută aceste fete de la o altă școală la noi în curte? Aceste fete sunt ale noastre, nu sunt de la altă școală. Dar sunt ridicole. Sigur că da, dar e o modă temporară. Îmi amintesc că în copilărie toate purteam fuste ca acestea. Mai ai fotografii? 1, 2, stai! 1, 2, stai! Doamnă Francis, trebuie să ne vedem cât de curând. Am venit imediat! Ce s-a întâmplat? Nimic important. Dacă am fi fost într-o cafenea, știați că fiica dumneavoastră se mândrește cu cea mai ridicolă și mai... Ce spuneți? Mamă, ce interesant este! Sunt cai lui Zec! Hai să-i luăm! Ia-i tu pe ăia, mie... Îmi plac ăștia. Wow, și eu vreau. Da. Cum au făcut să stea așa? Tu glumești, nu? Au un lipit special? Sau sunt la fel ca ai mamei? Se prind, nu? Ăia sunt de modă veche. Ăștia îți trec prin ureche. Ei folosesc un perforator cu un ac pentru ăia mai nepricepuți. Pun o găleată sub scaunul tău în care să adune sângele. Știi, tocmai mi-am amintit că religia nu-mi permite să-mi dau găuri în corp. Nici o problemă, du-te acasă și petreceți toată viața în umbra lui Zec. Mă? Rămân. Ai spus că nu o să doară. Au, au, au. Următorul. Ține ușa. Hai că poți! Tipul ăla a fost luat în râs. La fel ți se va întâmpla și ție dacă apar mâine la școală fără cercei. Le-ai spus tuturor că îți vei pune. Eu sunt primul. Stai aici și gândește-te la ceva frumos. Oricât de multe țipete ai auzi. Ta-da! Super, când îți pui cercelul în sprânceană? Când mă întorc cu alți 20 de dolari. Următorul. E, nu-ți face griji, o să doară doar 10 secunde. Bine, 15. Bine, încă doare, dar să știi că merită. Vrei să vin cu tine? Nu, du-te, s-ar putea să dureze. Eu am urechile groase. Bine, ne vedem mâine. Nu e așa că vom fi cei mai tari? Ha ha ha!
simțeam, ne curgea sânge de peste tot. Credeam că o să mă apuce plânsul, dar n-am vrut să te fac de râs. Pentru mine și toți colegii de joacă care nu te vor uita niciodată. Oh, da. Vrei ceva, dragule? Oh, da, căutam prune. Prune? Chiar vrei asta? În sfârșit ai înțeles importanța unei diete sănătoase. Sunt așa de mândră. Așteaptă puțin, mă duc la magazin. Arăți nemaipomenit! Ai gusturi bune! Mulțumesc, amice, și anunță-mă dacă ai nevoie de cartea despre infecții pe care mi-ai dat-o. Îmi doresc ca mama mea să-mi dea voie să-mi pun cercel. Abia aștept să fiu și eu ca voi. Las-o, baltă! Nu vei fi niciodată special ca mine. Așa-i! Oh, dar azi de ce mai sunt? Sunt ca feminin cercei. Fugi de aici, cață ignorantă. Presupun că nu recunoști acest simbol, zodiatronul magic al mesopotamienilor. Arată ca o margaretă nesuferită. Da, sigur. Un tip ca mine care își găurește urechile. Și asta doare chiar mai mult decât îți imaginezi, chiar dublu. Deci chiar crezi că aș veni la școală având flori ca cercei? Nu ești chiar atât de penibil? Dar ești fricos. Ai plâns, nu-i așa? Sigur că am plâns, dar șt, se pare că-i păcălesc. Presupun că niciunul dintre voi amărâților nu a citit numărul 17B din volumul 3, unde zodiatorul a fost folosit ca leac împotriva maimuțelor morții. Wow! Poți să te uiți, dar dacă continui, o să mori. Sunt grozav și tu, noi, suntem grozavi. Cercei sunt superbi. Mulțumesc. Merci. Vorbea cu mine. Mă refeream la amândoi. Ce-i cu tine? Mama ta spunea că porți cercei. N-am nevoie de încă o fică. Se pare că am rămas singurul super tip din gașcă. Jesse! De ce porți cercei, bunicii? Cercei mamei. Toată lumea râde și cercei ăștia chiar m-au făcut să sufăr. Hei, am fost cei mai grozav pentru un minut. Da, așa e. Și mama a ajuns după tatăl tău, așa că eu am fost mai grozav cu 10 secunde decât tine. Oh, bonita, ai atâția bani și vrei să te căsătorești cu mine, ah, draga mea. Cine? Una? Oh, nu, bonita, nu pleca. Stop, dichisite mici. Ah? Ce înseamnă dichisit? Cred că despre noi e vorba. Am avut de a face cu aceste clopoțele și cu aceste costume ridicole suficient. De mâine toată lumea în haine obișnuite. Dar de mâine toată lumea să vină în haine obișnuite. Nu-i cinstit. Nu e drept. Vreau să fiu dichisită. Liniște, discuția s-a terminat. Dar domnule Besser, o să vă fac munca mai ușoară. Dacă mai aud un clopoțel, vă exmatriculez. Ei. Mă bucur să văd că arătați din nou ca niște domnișoare. Aștept de la voi puțin respect. O zi bună și amintiți-vă ce v-am spus mereu. Cunoașterea vorbește și înțelepciunea ascultă. Da, domnule Besser. Clopoței!
V-am spus, fără clopoței, sunteți toate exmatriculate. Mă scuzați, domnule Besser, dar am crezut că dacă auziți clopoțelul, suntem exmatriculate. Verificați șosetele. Sunt la locul lor. Să știți că vă admir foarte mult, fetelor. Domnul Besser a spus nu, dar până la urmă voi ați făcut tot cum ați vrut voi. Nimeni nu o să oprească fetele rebele. Oh! Hai, Nancy, prinde mintea. Aud un clopoțel! Atențiune, atențiune! Un anunț foarte important! Elevi, de acum încolo nu mai irosesc timpul prețios urmărindu-vă îmbrăcămintea și accesoriile! Pentru că începând de marți veți purta toți uniforme! Uniforma ta, măsura nouă. Da, eu port 6. O să crești, hai. Uniforma ta, măsura 6. Da, port 9. O să încapi, hai. Bună dimineața, bună dimineața, dragilor. Nu-i așa că arătați minunat? Pișcă. Și e urât și nu-mi face bine la piele. Eu m-am săturat să mă tot întrebe lumea pe stradă cum se mai trăiește la mănăstire fără electricitate și fără apă. Urăsc uniformele astea. Așa e. Când treceam pe lângă școală vecină, copiii aruncau după bine cu bere. Dar ei aruncă în continuare. Dar de data asta aruncau toți. Oh, băieți, arătați chiar rău. Nu prea vă văd pe copertare vistei Teen Scream. Hei, uniformele astea de poștași sunt din vina voastră. Iar voi, fetelor, a trebuit să purtați talângile alea tâmpele și costumele alea dichisite. Cum rămâne cu pedeapsa? Pentru că domnul Besser a spus că până nu vine vinovatul și nu recunoaște, vom fi cu toții pedepsiți. Tu nu recunoști niciodată? Stai să-ți spun, data viitoare când nu sunt de vină, mă ofer eu. Dar mereu e vina ta. E bine, de data asta voi sunteți de vină. Nu, fotografia mea preferată. O să regrete această faptă. Oprește-te, năzdrăvane, oprește-te. O să-l găsesc, o să-l găsesc. Hei, tu, în uniformă maro. Ce-am făcut? Mi-ai stricat fotografia. Eu nu distrug fotografii. Spune asta judecătorului, te recunosc. Domnule Besser, l-am văzut pe cel care a spart fotografia și cred că seamănă mai degrabă cu... el. Aha. Te-am prins acum, vandalule. Poftim. Sau poate că seamănă cu el. Văd că ați recondiționat fotografia. Chiar așa, iar acest dezastru nu se va mai repeta niciodată. Din acest moment știu exact cine creează probleme. Cred, doamnă Graves,
că dacă doriți să deveniți director adjunct, trebuie să-mi urmați conduita. Când ți-ai luat pantofii ăștia stil Amber? Imediat după ce am ascultat melodia, intră în inima mea!